Mă bucur să fim împreună azi. Domnul este Dumnezeu bun. Și știu că dacă am început așa mai apăsat cu rugăciunea mea, e pentru că fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm. Trebuie să conștientizăm. Că suntem într-un loc în care chemăm numele lui Dumnezeu. Văd lucrul ăsta din ce în ce mai mult că dispare. Și să știți că să conștientizezi că ești în prezența lui Dumnezeu nu înseamnă să stai cu capul plecat și ca un pipirig. Și să fii conștient că stai înaintea conducătorului Universului, acelui care are putere să facă orice. Și că înaintea lui, trebuie să ai o inimă plină de smerenie și de reverență. Și să știți că smerenie și reverență, în smerenie și în reverență poți să și dansezi. Să știți. Poți să bați din palme, poți să cânți, poți să strigi, poți să chiui de veselie. Asta este, să știți, tot reverență. Reverența locuiește în inimă, nu în acțiuni. Dumnezeu nu vrea doar să stăm așa, știu eu, într-o poziție în care, da, dacă stau așa, exprim reverență. Să știți că reverența se exprimă prin ce cultivăm în inimă. Vreau să fim conștienți de lucrurile astea azi și vreau să fim din ce în ce mai conștienți. Nu de alta, dar cred că Dumnezeu are niște planuri cu noi. Eu chiar cred că Dumnezeu are niște planuri cu noi și o să vă vorbesc puțin despre asta azi. Vreau să vorbim puțin despre puterea îngerilor azi. Și o să vă spun mai multe pe parcurs ce vorbim, dar vreau să avem puțin așa o discuție simplă legat de lucrurile de început. Ok? Lucrurile elementare legate de îngeri. Și asta pentru că majoritatea dintre noi rămânem doar la lucrurile elementare despre îngeri, pentru că majoritatea dintre noi n-am auzit vorbindu-se prea mult despre îngeri în Scripturi. Cu toate că, când stai și te uiți în Scripturi, din Geneza până Apocalipsa este plin de îngeri. În Geneza este plin de îngeri. Apocalipsa este plină de îngeri. Faptele Apostolilor, plină de îngeri. Vechiul Testament, plină de îngeri. De fapt, cam toți, și chiar am stat să mă uit, cam toți oamenii mari ai lui Dumnezeu care sunt în Scripturi au avut întâlniri cu îngeri, au povestit cu îngeri, au vorbit cu îngeri. Și, sincer, în ultimii 30 de ani am auzit așa de puțini creștini care vorbesc despre experiențe cu îngeri. Despre întâlniri cu îngeri. Am auzit, dar puțin. Și cred că ceva se întâmplă dacă este așa de puțin. Pentru că este așa de frecvent în Scripturi. Este așa de frecvent în Scripturi. Dar, puțin, lucruri elementare. Câți dintre voi știți că la concepere fiecăruia dintre noi ni se dă un înger păzitor? Am spus la concepere, nu la naștere. Ok? La concepere, nu la naștere. Ok, ce se întâmplă cu copiii avortați? Se întâmplă ceva. Îngerii ăia o să facă ceva. Îngerul copilului avortat o să facă ceva. Să știți lucrul ăsta. Este o realitate pe care nu mulți dintre noi o percepem sau o înțelegem, dar se întâmplă ceva. Vreau să știți că îngerii respectă autoritățile. Respectă autoritatea. Ei au fost formați sub autoritate, ei sunt în ierarhii și întotdeauna o să respecte autoritățile și autoritatea, pentru că ei au fost rânduiți de Dumnezeu ca ei să implementeze autoritatea lui Dumnezeu pe pământ și ceea ce Dumnezeu numește ca și autoritate. Ups! Roman 13 spune că Dumnezeu stă în spatele tuturor autorităților. Spune că așa le rânduiește Dumnezeu. Că Dumnezeu lasă autorități care nu sunt duhovnicești, și asta este altceva, dar și autoritățile nedumnezești sunt rânduite de Dumnezeu. E greu de înțeles asta. Dar să știți că atunci când Pavel scrie Roman 13, la tronul Imperiului Roman, era Nero, unul dintre cei mai cruzi și mai răi împărați care au trăit vreodată pe pământ. Și Pavel scrie credincioșilor din Roman, spune să fiți supuși lui Nero, care vă ucide, care vă face rău. Pentru că toate autoritățile sunt supuse lui Dumnezeu și Dumnezeu prin îngerii săi. Prin îngerii săi
instaurează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Deci unul dintre rolurile îngerilor este să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Sunteți cu mine? Majoritatea dintre noi știm că îngerii ne-au fost dați să fie ce? Să fie protecție, ok, pentru că am vorbit de îngeri păzitori. Evrei 1 cu 14 spune că sunt duhuri slujitoare. Da sau nu? Duhuri slujitoare. Ce rol mai au îngerii? Dacă puteți să vorbiți tare, să aducă vești, sunt vestitori, sunt îngeri, mesageri. Ok, aduc mesaje din partea lui Dumnezeu. Super, e adevărat. Gabriel e unul dintre ei. Altceva. Ce mai știți despre îngeri? Cântă în jurul tronului. Super! Ăștia sunt cei mai privilegiați. Ăia ce stau și cântă în jurul tronului. Ce fain. Slujbă veșnică. Ok, ce altceva mai au ca și rol îngerii? Luptători. Sunt armata lui Dumnezeu. Nu? Sunt armata lui Dumnezeu și sunt în același timp și poliția dumnezeiască pentru acest pământ, să știți. Vezi, vreau să vă uitați în Scripturi. În Scripturi scrie că nu doar demonii fac rău oamenilor, ci când unii oameni ajung de nelegiuirea lor, este până la ceruri, Dumnezeu trimite îngeri la Sodoma și Gomora, nu demonii au distrus Sodoma și Gomora, ci îngerii lui Dumnezeu au fost prezenți. Cuvântul Dumnezeu spune că Irod este lovit de un înger al Domnului. Spune că un înger al Domnului l-a lovit pe Irod. Nu un demon, ci un înger al Domnului l-a lovit pe Irod. Ei sunt poliția lui Dumnezeu. Când oamenii ajung de fac lucruri care sunt împotriva voii și a planului lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine prin îngerii lui și ei împlinesc planul și scopul lui Dumnezeu. Ok, mai departe, mai sunt încă multe lucruri. Câți dintre voi știți că îngerii ne educă în chemarea noastră? Îngerii ne educă în chemarea noastră. Îngerii ne învață. Îngerii te învață chiar și lecții de business care nu ți le pot oferi universitățile. Spuneți-mi un om al lui Dumnezeu care a avut parte de lecții de business de la îngeri. Iacov, Iosif, băieții ăștia au avut parte de lecții de business de la îngeri. Un înger vine și îl învață pe Iacov ce să facă ca să fie prosper. Știu oameni, cunosc oameni al lui Dumnezeu care au primit prin revelație, lucruri care să facă ca afacerea lor să fie prosperă. Prin îngeri, cu ajutorul îngerilor, prin revelație, supranatural. Scumpe, ce tare e, nu? Să înveți ceva ce universitățile nu te pot învăța. Dai o grămadă de bani să te înveți în universitate și să vină un înger să te învețe. Să te duci și crezi-mă, când te învață îngerii, întotdeauna iese prosperitate. Oricât ai fi tu de neîndemânatic. Îngerii ne dau direcție, ne învață în situații dificile. Spuneți-mi un om care Dumnezeu îi dă direcție prin îngeri. În Noul Testament, chiar la început, în primele două capitole. Iosif are 5 visuri în care îi se arată un înger de 5 ori. Și spune Iosif, ai nevoie să-ți dau direcție. Iosif, ai grijă. O să vină câțiva și vor să-l moare pe pruncul Iisus. Du-te în Egipt. Iosif, ceea ce se întâmplă este lucrarea supranaturală lui Dumnezeu. Nu îndrăzni să o lași pe soția ta. Îi dă direcție. Îngerul îi dă direcție. Altceva. Mai ziceți-mi despre lucrarea îngerilor. Mai dați un search în inimile voastre. Cuvântul Dumnezeu vorbește despre îngeri care au venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Și o să vorbim puțin despre asta. Dar sunt îngeri care ne poartă de grijă. Wow! Și în Vechiul Testament și în Noul Testament sunt îngeri care vin și fac de mâncare. Este un înger care îi face de mâncare lui Ilie. Îi gătește lui Ilie. Pac, se duce după apă. Ilie era într-un loc nasol.
Și îngerul îi face de mâncare. Îi gătește, îl trezește, spune: Ilie, hai, vino și mănâncă. Mâncarea asta e ceva special. 40 de zile nu o să ai nevoie să mănânci nimic. Doamne, ce aș mânca și eu, mâncare de asta să mă țină 40 de zile în post. Dar astea de la ce avem noi nu prea. Urlă firea în tine după câteva ore. Acum vreau să mă auziți bine. Cu 3 săptămâni în urmă am avut o vizitare de la Dumnezeu. Majoritatea dintre voi ați auzit lucrul ăsta pentru că am mai spus. Cu 3 săptămâni în urmă am avut o vizitare de la Dumnezeu, în care Dumnezeu mi-a vorbit despre post, despre chemarea Bisericii Lumina de a posti, pentru a vedea manifestarea puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Și știu că n-am făcut mare lucru legat de asta, dar o să facem. O să facem. Ungerea și revărsarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu vine în contextul postului. Cei care sunteți membri în Biserica Lumina și n-ați fost la biserică în ziua aia, vă întoarceți înapoi și ascultați ceea ce am vorbit acolo, ok? Legat de reconfigurarea traseului nostru și chemarea noastră de a fi în post înaintea lui Dumnezeu. Săptămâna asta, când am stat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit să vorbesc despre îngeri. Pentru că va veni o vreme în Biserica Lumina când vom înțelege lucrurile diferit și vom începe să interacționăm și să conlucrăm împreună cu îngeri. E un subiect pe care mulți nu-l dezbat, nu-l dezvoltă absolut deloc în biserici. N-am prea auzit predici vorbindu-se, n-am prea auzit experiențe, dar am auzit experiențe despre îngeri și lucrarea oamenilor cu îngerii pe vremea lui Ceaușescu. Chiar săptămâna asta am ascultat mărturia unui om în vârstă, era pe Facebook, nu știu cum am dat de el, nici măcar nu mai știu cum îl cheamă, știu că îl chema fratele Dumitru, și ceea ce mi-a atras atenția a fost scris și chiar era foarte interesant că lucrul s-a întâmplat după ce Domnul îmi vorbise legat de îngeri. După ce Domnul îmi vorbise legat de îngeri, stau moi pe internet și îmi apare cineva a postat: nu am auzit niciodată ca un om să aibă așa de multe întâlniri cu îngeri. Și, ia să auzim. Și aud mărturia unui frate, fratele Dumitru îl chema. Sincer, vorbea foarte țărănește, era foarte simpatic. Vorbea despre mai multe întâlniri cu îngerul, cu îngerul Gavril. Okay, cu îngerul Gavril. Și omul ăsta a dus 300 de mii de Biblii în partea Rusiei. Și vorbește despre cum în mod supranatural, îngerii au păzit lucrarea să se întâmple și apoi cum Dumnezeu în mod supranatural l-a întărit atunci când rușii l-au prins și l-au bătut de nu mai știa de el. Omul se spune că a fost așa de bătut și după fiecare bătaie venea îngerul Gabriel și spunea: Dumitre, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu o să mori. Nu spune nimic, nu turna pe frații tăi, nu spune de unde, ce, cum, eu sunt cu tine. Omul povestește cum i-au rupt 9 coaste. Și a rămas credincios lui Dumnezeu. Și vorbești despre întâlniri cu îngeri. Și vezi, când auzi unii oameni vorbind, Duhul lui Dumnezeu de peste tine îți confirmă când cineva spune adevărul. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi se întâmplă. Eu când aud oameni vorbind, aud de multe ori și Duhul Sfânt care îmi spune: nu-i chiar așa. Mă înțelegeți? E ok, omul vorbește, spune toată povestea lui. Și în același timp aud o confirmare în spiritul meu când îi așa. E un spirit de discernământ care Dumnezeu ți-l dă, ca și om al lui Dumnezeu. Și asta nu numai eu pot să am, ci asta pot să aibă toți sfinții. Un spirit de discernământ. Dar se întâmplă lucrul ăsta și am simțit clar în spiritul meu că ce spune omul ăsta este un lucru adevărat. Este un lucru adevărat. Și mă gândesc, frați și surori, că n-am auzit în bisericile noastre vorbindu-se despre lucrări ale îngerilor, despre manifestarea îngerilor,
despre acțiunea ale îngerilor de protecție supranaturală, pentru că atunci când ți se întâmplă o experiență de genul ăsta, sigur o să mărturisești. Și când m-am uitat puțin în Faptele Apostolilor, îngerii apar cam peste tot. Îngerii apar chiar și la necreștini în Faptele Apostolilor. Îngerii apar în Fapte 8. Îngerul îi vorbește lui Filip și spune: Filip, du-te repede și găsește-l pe famenul etiopian. Și îngerul îi dă direcție lui Filip ce trebuie să facă. În mijlocul trezirii din Samaria, Filip se duce să întâlnească un etiopian pentru că un înger îi se arată. După aceea, în Fapte 10, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un om cucernic și temător de Dumnezeu care nu era mântuit, Corneliu, care are o întâlnire cu un înger și un înger îi spune: hei, trimite niște oameni la apostolul Pavel, la apostolul Petru. Îngerul îi se arată și spune: trimiteți oamenii după apostolul Petru. Și o să vorbesc mai mult despre asta. Fapte 11, Petru este în temniță și un înger a Domnului vine și îl trezește. Petru adorme profund, foarte ciudat. Cum Petru poate să doarmă profund știind că a doua zi o să fie decapitat. Dar este ceva acolo, pentru că a fost o promisiune a lui Dumnezeu în acel context. Eu cred din toată inima că Petru s-a culcat liniștit. Deci deja fratele său, fusese ucis. Fratele său nu de trup, ci fratele său în Domnul, fusese ucis. Și Petru era următorul, care urma să fie ucis de Irod. Și gândește-te, când ai mărturia, una dintre prietenii tăi cei mai intimi, că este omorât de împăratul Irod, și a doua zi urmezi tu, sincer, cred că noaptea aia mi-aș pune toate lucrurile în rânduială cu Domnul și m-aș ruga poate toată noaptea ca să apară vreun înger. Și cuvântul Dumnezeu ne spune că Petru dormea adus. Și eu cred că Petru dormea adus pentru că Petru a stat într-o promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis ceva lui Petru. Câți dintre voi știți ce a promis Dumnezeu lui Petru? Dumnezeu i-a promis lui Petru într-un alt context că Petru nu va muri decât de bătrânețe, după ce alții o să-l ducă pe el și o să-l îmbrace. Și cuvântul Dumnezeu spune aici și chiar spune, în fapte, spune că el s-a îmbrăcat singur. Asta înseamnă că Petru știa că nu i-a venit timpul și momentul și atunci se culcă liniștit. Se culcă liniștit, știind că Dumnezeu va face ceva. Și în toiul nopții un înger vine și îl lovește pe Petru în coastă, spune cuvântul Dumnezeu, să se trezească. Și Petru se trezește. Și ai venit, suferi, pe tine te așteptam. Bun, hai, deschide ușile, tic, 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 tic. Îngeri apare în fapte 27 și o să vorbim mai mult despre lucrul ăsta. Îngerii sunt prezenți. Dragilor, îngerii sunt prezenți. Nu vreau să vă întreb câți dintre voi ați avut experiențe cu îngeri. Pentru că atunci când ai experiențe cu îngeri, asta le spui la toată lumea. Asta e ceva de news a vieții tale. Dar pentru că lucrurile astea sunt rare, trebuie să ne gândim de ce se întâmplă lucrul ăsta și cum putem să învățăm să interacționăm cu îngerii. Mamă, și vă gândiți, bă, ce o să ne vorbească ăsta? Există o interacțiune pe care noi putem să o avem cu îngerii. Trebuie să știi un lucru. Îngerii o să facă întotdeauna voia perfectă a lui Dumnezeu. Îngerii au fost rânduiți să facă întotdeauna voia perfectă a lui Dumnezeu. Îngerii nu vor vorbi nimic altceva decât voia perfectă și planurile perfecte a lui Dumnezeu. Și atunci, dacă nu avem prea multe întâlniri cu îngerii, este din pricina faptului că nu prea trăim în voia perfectă a lui Dumnezeu. E simplu. Pavel vine și spune în Galateni: și dacă un înger s-ar arăta și v-ar spune altceva decât Evanghelia care v-am predicat-o eu, îngerul ăla nu este de la Domnul, pentru că îngerii întotdeauna vor confirma ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ei vin să împlinească cuvintele și planurile lui Dumnezeu. Și vreau să mă auziți bine. Chiar dacă avem pe Duhul Sfânt, chiar dacă avem pe Duhul Sfânt, vezi, avem pe Duhul Sfânt, nu putea Duhul Sfânt să-i vorbească lui Petru. Nu putea Duhul Sfânt să deschidă celulele. Înțelegeți? Chiar dacă avem pe Duhul Sfânt, totuși îngerii sunt rânduiți de Dumnezeu să facă anumite lucruri. În timp ce ești plin de Duhul Sfânt, ai nevoie de interacțiunea și de lucrarea îngerilor în viața ta. Scumpe ori, vorbim despre Faptele Apostolilor, în care apostolii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și totuși îngerii sunt prezenți ca să împlinească planurile lui Dumnezeu. Îngerii sunt prezenți să împlinească planurile lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Îngerii sunt folosiți de Dumnezeu în Apocalipsa ca să ducă istoria acolo unde Dumnezeu vrea să o ducă.
Toți îngerii din Apocalipsa împlinesc ceea ce Dumnezeu le vorbește să facă. Și atunci îngerii interferează cu noi din când în când. Și o să vă arăt câteva pasaje în care îngerii interferează cu noi ca să ducă la îndeplinire planurile lui Dumnezeu și ar fi nu super cool, ci viața noastră spirituală ar ajunge la un alt, la un cu totul alt nivel dacă am înțelege cum putem să interacționăm cu îngerii și care sunt lucrurile care sunt sensibile la îngeri. Știți că îngerii sunt sensibili la câteva lucruri. Îngerii sunt sensibili la câteva lucruri. Și asta aș vrea să învățăm puțin în dimineața asta. Mai sunteți cu fratele Claudius? Ok, haideți să deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 11. 1 Corinteni 11 este unul dintre pasajele cele mai studiate, să zic așa, de foarte mulți, pentru că se vorbește despre ținuta femeii în adunare, ca și titlu. De fapt, din perspectiva mea, se vorbește puțin despre altceva. Ok? Știu că se vorbește despre învelitoarea capului, ok? Despre acoperirea capului, versetul de la 4 la 6, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său, dimpotrivă orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Și se vorbește despre niște lucruri care, din perspectiva mea, au de-a face cu cultura de atunci, cu cultura de atunci, nu de alta, dacă nu ar fi așa, toate femeile care sunteți cu capul descoperit azi, am avea o mare, mare, mare problemă aici. Dar o să știți, întotdeauna am prețuit, am respectat și am respectat și am prețuit dintotdeauna felul în care unii oameni pot să vadă diferit de mine anumite lucruri. Și eu cred că poți să ai onoare și respect față de cineva care are o înțelegere diferită legat din acest pasaj. Ok? Versetul 14 cu 15 spune: nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Și aici este clar, este clar o interpretare a versetelor de la 4 la 6, în care vorbește că femeii s-a dat ca și învelitoare a capului părul ei. Ok? Și este simplu de interpretat. Dar, ce vreau eu să vedem acum, pentru că, de fapt, acest pasaj se referă la autorități, la respectarea și supunerea față de autoritate. Cu asta începe versetele Pavel. Pavel vorbește despre versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Vorbește despre autoritate și apoi dă un exemplu legat de supunerea față de autoritate, dar este un verset care este interesant, ok? Versetul 10. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Versetul 10. Vorbește despre femeie care trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei, ok? Și asta este ceea ce vorbeau despre cultura de atunci. Și în cultura de atunci, cine a studiat despre lucrurile astea poate să spună mult mai bine ca și mine, vorbește despre femeile de la templu care erau rase în cap, ok? Erau rase în cap. Și vorbea despre femeile din poporul Dumnezeu ca să nu fie rase în cap. Să nu arate ca și niște prostituate, ci femeile din contextul poporului Dumnezeu să arate ca niște femei sfinte. Despre asta e ceea ce vrea să vorbească acolo. Dar totuși spune aici despre faptul că din pricina îngerilor, femeia trebuie să poarte un semn al stăpânirii ei. Din pricina îngerilor. Și ce vrea să scoată în evidență versetele astea este că îngerii sunt sensibili la nesupunere. Și sunt sensibili la supunere. Îngerii sunt sensibili la un spirit de smerenie. Eu cred că îngerii sunt atrași de un duh de smerenie. Ok, vă dau un alt pasaj paralel cu ăsta. Cred că pe unii v-am pierdut. Deja aveți atâtea interpretări în mintea voastră, da, ok. 1 Petru, capitolul 3. Dacă aici s-a referit la femei, 1 Petru 3 se referă la bărbați. 1 Petru 3 cu 7 spune: bărbaților,
Purțați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții și apoi. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. De către cine să fie împiedicate rugăciunile voastre? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Vorbește despre același context, vorbește despre același lucru, dar le spune, Petru le vorbește bărbaților și le spune bărbaților, onorați-vă soțiile. Onorați-vă soțiile ca și un vas mai slab. Onorați-vă soțiile ca și un vas mai slab. Vorbiți în onoare, arătați onoare soțiilor voastre ca unui vas mai slab, ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate din pricina sensibilității îngerilor. Nici nu știu dacă să zic lucrul ăsta, dar vă spun. Săptămâna asta a trebuit să stau înaintea soției mele. Trebuie să stau înaintea soției mele să-mi cer iertare. Sincer. Și vă spun, din cauza faptului că Dumnezeu mi-a vorbit. În timp ce studiam despre lucrurile astea, Dumnezeu mi-a vorbit, fiule. Să aduci aminte puțin de soția ta săptămâna asta, cum te-ai comportat în anumite circumstanțe? Când i-am zis soției mele, au zis, despre ce e vorba? La ce te referi? Și am spus, mă refer la lucrul ăsta și mă refer la lucrul ăsta. Și spun că fac lucrul ăsta nu pentru că predic azi, ci pentru că Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu mi-a spus. Și dacă vrei, dacă vrei să vezi îngerii activând în lucrurile lui Dumnezeu, femeie, învață să fii supusă, să porți un semn al autorității tale care este soțul tău, să stai în supunere față de soțul tău și bărbaților, învățați să vă onorați nevestele. Să le onorați ca și un vas mai slab. Să le dați cinste ca unui vas mai slab. Din pricina îngerilor. Pentru că îngerii sunt sensibili la lucrurile astea. Îngerii sunt tratați de smerenie. Asta deoarece supunerea în dragoste și a da onoare este o expresie a smereniei. Îngerii lucrează împotriva mândriei. Ei lucrează împotriva mândriei. Dacă n-ai știu lucrul ăsta, chiar îngerii lui Dumnezeu poate să vină să stea împotriva ta atunci când umbli în mândrie. Îngerii lucrează împotriva mândriei, sunt atrași de un spirit de smerenie. Smerenie atrage prezența îngerilor pentru a lucra în favoarea noastră. Când umbli într-o atmosferă a smereniei, îngerii sunt activi. Când nu există smerenie sau cineva umblă într-un spirit de răzvrătire, îngerii nu sunt activi ca să-ți facă bine. Supunerea femeii și onorarea bărbatului afectează lumea spirituală. Pentru că îngerii lucrează într-o atmosferă a supunerii și a onoarei. Să știți că sunt de multe ori în scripturi, locuri, în care îngerul stă deoparte. Pur și simplu stă deoparte. Pentru că, v-am spus, îngerii sunt trimiși de Dumnezeu să împlinească planurile lui Dumnezeu, dar îngerii respectă autoritatea și mai respectă un alt lucru. Îngerii respectă voința liberă a omului. Auziți? Îngerii nu intervin de multe ori pentru că respectă voința liberă a omului. Îngerii de cele mai multe ori apar după ce omul a luat niște decizii. În a face bine. M-au zis? Îngerii de cele mai multe ori apar după ce un om a luat o decizie să facă bine. Să fie integru. Vă pot da un verset. Psalmul 34 cu 7 spune că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Nu? Știe toată lumea versetul ăsta. Dar câți dintre voi știți contextul? Contextul este un al războiului, al conflictului. În care psalmistul este strânit în inima lui să meargă pe alte căi pentru a avea biruință. Este strânit să umble pe alte căi pentru a avea biruință. Și Domnul îi vorbește și Domnul îi spune psalmistului, dacă tu umbli în adevăr și în dreptate, îngerii Domnului vor tăbări în jurul tău pentru că te tem de El. Să te tem de Domnul în contextul psalmului 34, cu 7, să te tem de Domnul înseamnă să nu alegi niște căi greșite ca să biruiești.
Să nu alegi o cale a răutății ca să biruiești. Să nu alegi o cale a răzvrătirii ca să ajungi unde vrei tu, ci să stai și să-L aștepți pe Dumnezeu să intervină în mod supranatural. Știți, atunci când cineva te vorbește de rău, atunci când cineva îți face anumite lucruri, ai putea și tu să întorci același lucru. Dar când tu nu o faci, când tu nu o faci, când tu stai în smerenie, atunci atragi prezența îngerilor în viața ta, ca ei să lucreze. Și, scumpilor, vreau să vă spun o mărturie legată de lucrul ăsta. Fiecare o să o interpretați cum vreți voi, dar, hei, oricum fiecare interpretăm cum vrem noi. So. Vreau să vă zic un lucru. Era în anul 2004, cred. 2004. V-am mai spus despre lucrul ăsta. În 2004 eram într-un context cu un grup de studenți la Universitatea Liberty, majoritatea dintre ei au ajuns mari oameni al lui Dumnezeu. Cântăreți cu faimă mare. Chiar și anul ăsta, cineva dintre ei a câștigat premiul Dove. Împreună cu Corey Ashbury, care a luat 3, a fost cineva care a luat premiul Dove. Și oamenii ăștia erau împreună cu mine într-un microbuz. Și se închinau înaintea lui Dumnezeu. Și era o închinare foarte puternică. Erau toți oameni ai închinării și a rugăciunii. Și în timp ce se închinau, pentru prima dată, mi s-au deschis ochii în domeniul spiritual și am văzut un călăreț cu o armură și el avea armură și calul avea armură. Un călăreț cu o armură. Prima dată când am văzut în viața mea și am întrebat pe Domnul, Doamne, ce e asta? Și Dumnezeu mi-a vorbit. Ăsta este unul dintre îngerii tăi. Nu prea aveam înțelegere legat de lucrul ăsta. M-am gândit, Doamne, super, bine, am aici protecție, bodyguard, de acum înainte. So. Dar a fost o descoperire ca să fiu întărit. Și vă zic un lucru care nu l-am înțeles până acum, săptămâna asta. Cu câteva săptămâni înainte să plecăm din Biserica Agape. Și am mai spus lucrul ăsta, dar n-am înțeles de ce. Cu câteva săptămâni înainte să plecăm din Biserica Agape. Nu mai știu în ce context am fost. Dar tot așa mi s-au deschis ochii în domeniul spiritual. Și erau doi călăreți. Exact la fel. Exact la fel, aceeași armură, aceeași chestie. Exact la fel, erau doi călăreți. Nu era unul, erau doi. Și atunci, înțelegerea mea a fost, oh, Domnul dublează garda personală. Hai bine. Dar vezi, Dumnezeu are planuri când face lucrurile astea. Și dacă nu înțelegeți că un om poate să aibă mai mulți îngeri care să protejeze, câte pasaje din Scripturi doriți. Iisus a avut 6.000 la dispoziția Lui. El spune, când e zgândărit de unul și de altul, ok, Iisus spune, aș putea chiar acum. Chiar acum. Aș putea, ei stau aici, ei sunt, hei băieți, sunt ok. Aș putea să chem o legiune de îngeri chiar acum. Chiar acum. La un moment dat, când este un război, se iscă un război și Elisei stă și cântă prin casă, hei, Domnule, este păstorul meu, știu ce cântea Elisei, whatever. Vine Gehazi tremurând și spune, Doamne, ultima rugăciune, te rog, și pentru mine și pentru tine, că afară toată armata Siriei s-a strâns. Și Elisei cântă în continuare și asta că cântă zic eu de la mine, ok, nu cânta. Dar sunt convins că era plin de pace pentru că îi spune lui Gehazi, uite, mă rog chiar acum, ca Domnul să-ți deschidă ochii să vezi cât sunt de-a noștri aici. Și Cuvântul Dumnezeu spune că i s-au deschis ochii și a văzut carele de foc al lui Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu care stăteau și așteptau. Și ce așteptau? Așteptau un cuvânt de la Elisei. Pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare. Și dacă n-ați înțeles de ce în Scripturi uneori sunt parcă robi, slujitori al Lui Dumnezeu, care parcă sunt aroganți când spun, de exemplu, Ilie spune, Dumnezeu va închide cerul și nu va deschide decât la cuvântul meu. Și ți se pare o chestie arogantă, adică cum la cuvântul tău, la cuvântul Lui Dumnezeu. Vă spun de ce, pentru că Ilie a avut revelație că un înger este aproape de el și că atunci când el va spune, îngerul va lucra pentru că ăsta este în planul și în voia perfectă a Lui Dumnezeu. De-aia spune așa. Pentru că are înțelegere. Are înțelegere că Îngerul lui Dumnezeu este acolo și că va lucra la cuvântul său, pentru că îngerii sunt ființe slujitoare, spune cuvântul Dumnezeu. Ființe duhuri slujitoare. Ok, nu mai știu unde eram, dar suntem pe undeva. Haleluia! Ok,
Gehazi și Elisei, am trecut de lucrul ăsta, mergem la următorul lucru. Vreau să știți că îngerii sunt prezenți atunci când tu ești în cele mai de jos momente ale vieții tale, ca să te ajute. Îngerii sunt prezenți în cele mai de jos momente ale vieții tale să te sprijinească. Și astea sunt nouă dată, ci de multe ori în Scripturi. Și exemplu este tot al lui Ilie. Ilie face voia lui Dumnezeu. Ilie ucide toți închinătorii la Baal în Israel. Și după ce face lucrul ăsta, cheamă foc din cer și foc din cer vine, vede focul lui Dumnezeu venind. Ceea ce confirmă clar că Ilie umblă cu Dumnezeu, Izabela merge împotriva lui. Și Ilie fuge și are parte de o cădere pe care nici măcar nu se poți imagina. Ilie ajunge în depresie, într-o depresie atât de cruntă, nu știu dacă aș citi vreodată. Un împărați 19. Poți să pui un împărați 19? Un împărați 19? Mulțumim Domnului, ce cald e azi. Haleluia. Cald și bine, vreau să zic. Mulțumim Domnului pentru că avem căldură și suntem binecuvântați. Un împărați 19. Versetul 4 spune, el s-a dus în pustie unde după un drum de o zi așezut sub un erupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Când ai fost ultima dată într-o depresie în care te-ai rugat să mori? Pentru că asta ce face Ilie, se roagă să moară, Doamne, ia-mă de pe pământul ăsta. Și în contextul ăla apare un înger. În contextul ăla apare un înger. Ca să-l întărească. În cele mai de jos momente ale vieții, vreau să știți că nu suntem singuri. Scumpilor, nu conștientizăm, dar nu suntem singuri. De multe ori ne plângem, dar totuși noi nu suntem singuri. Noi avem o prezență supranaturală care veghează asupra noastră. Iar ar fi bine să înțelegem aceste lucruri. Îngerul îi dă de mâncare, îl binecuvintează. Știți că Domnul Iisus are două momente în viața Lui, două momente în viața Lui în care este în cele mai de jos locuri în care ar fi putut ca dumnezeirea să se autodistrugă. Două momente sunt în Scripturi. Două momente. Unul este momentul ispitirii și al doilea este momentul Ghețiman. Două momente. Știți ce se întâmplă în momentul Ghețiman? Noi nu o să ne putem imagina și nu o să putem înțelege niciodată, dar Iisus a fost 100% om. Și cuvântul Dumnezeu spune că a fost cuprins de groază. Spune că a fost cuprins de o întristare, de o groază așa de mare, Fiul lui Dumnezeu. A fost cuprins de o întristare așa de mare, încât îi cheamă pe ucenici și le spune, rămâneți aici și rugați-vă. Și El, Fiul lui Dumnezeu, merge să se roage înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă e posibil ca să nu mai simt groaza asta, ca să nu mai simt păcatul lumii și toate lucrurile astea ale lumii, gândiți-vă, toate sporcășenile, toate lucrurile alea, Iisus le-a simțit în momentul respectiv fizic. Tot păcatul lumii era acolo asupra Lui și simțea în spiritul Lui și simțea în ființa Lui și simțea în trupul Lui că este cuprins de o groază așa de mare încât se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, depărtează de la mine paharul acesta. Și apoi spune, nu voia mea, ci voia ta, ceva ce noi nu putem să ne imaginăm. Era o apăsare demonică cum n-a fost niciodată în istorie, era peste Fiul lui Dumnezeu atunci. Și ce se întâmplă? Și ce se întâmplă? Spune cuvântul Dumnezeu că un înger a venit să-l întărească. Nu Duhul Sfânt care era fără măsură peste el, ci un înger a venit ca să-l întărească. Și vă zic că îngerul n-a venit să, hei, Iisus, come on, man, suntem cu tine, nu. Puterea lui Dumnezeu care era peste îngerul ăla l-a întărit. Să știți că îngeri în Vechiul Testament vin și când întăresc pe Daniel, de exemplu, îl ia de mână și Daniel este întărit în trupul lui. Îngerul vine să-l întărească. Îngerul este prezent în cel mai de jos moment a Fiului lui Dumnezeu. Știți, noi am citit acum două săptămâni Luca 4, dar știți Matei 4, în momentul ispitirii.
Știți că Domnul Iisus a fost dus în pustie să fie ispitit de ce e rău. Știți ce spune la sfârșit? Uitați-vă cu mine, în Matei 4 cu 11. V-am pierdut? Mai ziceți ceva. Matei 4 cu 11. Spune, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri care au început să-i slujească. Diavolul l-a lăsat. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? El rămâne credincios. Chiar dacă e în momente dezastroase, rămâne credincios. Și imediat, îngerii vin să-i slujească. Diavolul l-a lăsat, îngerii au venit să-i slujească. Știți ce e interesant? Cum l-au slujit îngerii? La ce vă imaginați? Cum credeți că i-au slujit îngerii? Așa, vreo două idei. Bravo, Iisus! L-ai birui pe cei răuși, cel mai tare. Hey, man! Tot îngerii se bucură. Yeah. Cuvântul în limba greacă e diaconia. Să-și slujească, diaconia. Știți că peste 90% din cazuri cuvântul diaconia înseamnă să slujești cu mâncare pe alții. Vă auziți aminte? Fapte 6? Fapte 6, văduvele aveau nevoie de hrană și apostolii slujeau și apoi spune, nu este bine ca noi să slujim la mese. Și atunci rânduiești 7 diaconos, diacon. De la diaconia vine diacon. Rânduiești 7 bărbați plini de Duhul Sfânt care să slujească la mese, ok? Vă dați seama, și să slujești la mese, au căutat bărbați plini de Duhul Sfânt. N-a slujit oricine, cei care erau un plus de Duhul Lui Dumnezeu au slujit la mese. Știți de ce? Pentru că la mese când slujești, dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, se prea poate ca să fie câte unul care să iese un scandal. Oamenii, când e vorba de mâncare, ați văzut, sunt foarte sensibili. Dacă au o porție mai mică, un doi începe. Așa i-au slujit îngerii. I-au dus mâncare lui Iisus. Îngerii. S-au arătat ca să-i slujească. Când Iisus spune să faci voia lui Dumnezeu, nu trăiește numai cu apă și cu pâine, ok? Iisus l-a biruit pe cel rău. Și apoi îngerii din cer și vin și spun. Vă dați seama că vorbeau cu căpitanul oștirilor. Dar i-au dus de mâncare. Îngerii sunt prezenți în cele mai de jos momente ale vieților noastre. Și apoi, îngerii, să știți că sunt atrași de neprihănire și o viață lipsită de compromis. Întotdeauna. Dragilor, dacă noi vrem să umblăm și să avem prezența îngerilor cu noi, trebuie să căutăm să avem o viață plină de neprihănire și fără compromis. Și dacă până acum nu am experimentat lucrurile astea, ceva trebuie să se schimbe în viețile noastre, ca să ajungem la o viață plină de neprihănire și fără compromis. Și dacă v-am spus lucrul ăsta și cine are urechi de auzit, să audă. Cu 3 săptămâni în urmă, am avut o vizitare de la Dumnezeu. Și săptămâna asta Dumnezeu mi-a spus, vreau să duc această biserică într-o dimensiune în care n-a fost niciodată, în care îngerii mei sunt activi și oameni din biserică să vadă activitățile îngerilor în viețile lor. Asta înseamnă că voia perfectă a Lui Dumnezeu cu privire la biserica noastră este să începem să experimentăm lucruri ce nu le-am experimentat până acum. Și eu cred că oamenii din biserica noastră o să vină și o să mărturisească descoperiri și lucrări ale îngerilor și întâlniri cu îngeri. Și vorbe ale îngerilor, care o să dea înțelepciune și favor și direcție și călăuzire și binecuvântare și vindecare și ceea ce îngerii pot să facă în puterea lor, pentru că oamenii și-au fost credincioși. Știți, unul care a lucrat cu nevinovăție a fost aruncat într-o groapă cu lei. Știți de ce? Pentru că se ruga înaintea lui Dumnezeu. Și niște oameni răi îl văd că se roagă înaintea lui Dumnezeu și gândesc ei un plan să-i facă rău. Și oamenii ăia răi îl influențează pe împăratul Babilonului. Îl influențează pe împărat. Și spun, împărate, ăsta este rău. Ăsta se închină la Dumnezeul lui când tu ai poruncit ca nimeni să nu facă lucrul ăsta. Și fac toate lucrurile alea înainte lui Daniel. Daniel, capitolul 6. Cuvântul Dumnezeu vorbește că împăratul nu că a vrut, ci pentru că și-a dat cuvântul. Îl aruncă pe Daniel în groapa cu lei și nu doarme toată noaptea. Probabil că îngerii lui Daniel
au avut și ei de lucru. Ori fi zugrăvit în casa lui împărat, ori fi bătut cuie, ori fi făcut, știu eu ce ori făcut, dar nu a dormit toată noaptea împăratul din cauza tulburării, să știți. Dragilor, îngerii pot să facă multe, multe lucruri. Nu a dormit toată noaptea și dimineața cu un glas plângător la prima oră, împăratul aleargă la groapă să vadă și strigă de departe, Daniele, Daniele, și Daniel răspunde, da, împărate, aoleu, mă așteptam să mugească vreun leu, dar Daniel stătea printre lei pe acolo, spune, îngerii Domnului au astupat gurile leilor, flămânzi, pentru că Domnul m-a găsit umblând în nevinovăție. Domnul m-a găsit umblând în nevinovăție. De aceea a închis gura leilor. Toți leii tăi aici stau cu minți, liniștiți. Înțelegeți, scumpilor, când umblăm în nevinovăție și neprihănire, avem parte de ajutorul îngerilor. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. În primejdii, în lucruri, îngerul Dumnezeu sunt prezenți. Și mai zic despre un lucru și cu asta vreau să încheiem dimineața asta legat de lucrurile astea, dar Fapte 27. E foarte interesant acest pasaj din Fapte 27. În Fapte 27 îl avem pe Apostolul Pavel, care este întemnițat și trebuie să ajungă la Roma, pentru că Dumnezeu a vorbit lui Pavel că trebuie să stea și să vorbească înaintea împăraților. Și Pavel are un cuvânt de la Dumnezeu, are o percepere divină că n-ar trebui să meargă la drum cu corabia, că nu este vreme potrivită de naufragiat. M-au zis? Domnul îi descoperă lui Pavel și spune, Pavel era prizonier, bun? Era întemnițat, era prizonier, n-avea nicio treabă, era un simplu întemnițat. Dar are o descoperire de la Domnul și merge și spune descoperirea lui, merge și spune sutașului roman, spune, domnule, nu-i potrivit acum să mergem pe asta, o să fie nasol. Spune, nu doar că corabia va fi afectată, ci noi suntem afectați dacă mergem. Și uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, bun? Deci este o conversație. Este o conversație. Și spune, uitați, versetul 10. El i-a zis, oamenilor, călătoria, văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul asculta mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Deci, când Pavel spune lucrurile astea, auzi, Dumnezeul meu, Dumnezeul celor, mi-a vorbit un lucru, că nu e bine să mergem acum. Și ăia vin și zic, bă, ce aveți, mă, nu vezi cârmaciu? Nu este niciun nor, frate, nici cum, ăsta e, cine știe ce planuri are ăsta? Hai să mergem, că nu este niciun nor, nu suflă nici vântul, nici nimic, nu o să avem nicio problemă. Pavel spune, Domnul mi-a vorbit. Dar sutașul a ascultat vocea lumii, era ceva normal. Ascultați ce spune mai departe. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabie de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, așezat spre miaza pus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilion. Corabia a fost luată de el și fără să poată lupta împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui, am trecut repede de la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și apoi am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirt, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-a lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtuna, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Deci și-au aruncat toată mâncarea, ok? Și-au aruncat mâncarea, nu chiar toată, dar aproape toată, și-au aruncat-o peste corabie. Ori au mâncat cotletele, porcul, tot ce aveau, au rămas malea care nu cântăresc așa mult, ok? Bun? Și vă zic, o să vă zic că ce le-au rămas. Zice în cuvântul Dumnezeu, de-aia am zis că au aruncat cotletele și toate alea. Bun? A treia zi, așa,
Am lepădat și uneltele corăbiei. Bun, au aruncat și uneltele. Soarele și stele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fiți scăpea de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Domnului, al cărui sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Și aici este un principiu spiritual care vreau să-l auziți. Este un principiu spiritual aici, care e bine să-l auzim. Aici, în versetul ăsta, spune: tu trebuie să ajungi în fața cizarului. Ok? Cu alte cuvinte, din toți ia 276, pe tine, te vom păzi. Dar zice, tuturor celor care sunt împreună cu tine, extindem harul și protecția. Și toți din cauza ta vor fi păziți. Din cauza ta. Ei, ceilalți, vor fi păziți. Nu o să se întâmple după decizia lor proastă. Vă aduceți aminte ce spune Pavel la început? Și noi putem să murim din cauza la ce se întâmplă. Nu o să se întâmple după decizia lor proastă, ci pentru că tu ești prezent în mijlocul lor. Protecția care e peste tine va veni și peste ei. Biblia spune aici, în versetul ăsta, spune că Dumnezeu a luat hotărârea. Bun? Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Și vreau să știți, există o protecție spirituală peste alții din pricina oamenilor lui Dumnezeu care stau în supunere. Frați și surori, am auzit așa de multe chestii și spiritul ăsta de răzvrătire este peste toți oamenii. Pe toți ne vizitează un spirit de răzvrătire, vreau să știți, că un spirit de supunere față de autorități te duce într-un loc al protecției îngerilor pe tine și casa ta. Și casa ta poate să fie păzită din pricina neprihănirii tale sau din pricina neprihănirii oamenilor Dumnezeu și o să vă arăt un alt pasaj din Scripturi legat de lucrul ăsta, dar vreau să conștientizăm ceva ce se întâmplă aici. Pentru că Pavel le dă niște instrucțiuni și dacă ei nu ar fi ținut instrucțiunile respective, s-ar fi activat planul B. Toți mor, numai Pavel rămâne viu. Ok? Pentru că ce se întâmplă, ok? Gândiți-vă acolo, din cum e descrierea. Furtuna aia era nasoală rău. Nasoală tare, bun? Furtună nasoală tare. Era a 14-a zi de furtună nasoală tare, bun? A 14-a zi de furtună nasoală tare. El, Pavel, le spune oamenilor, spune, în noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la mezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stângeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stângeni. De teamă să nu se lovească de stângi, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Și apoi aveau un plan ascuns corăbierii și mecherii. Zice, dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt care vrea să, adică sub cuvânt, sub pretextul, bun? Sub pretextul care vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei. Deci ăștia aveau un plan. S-au gândit ei, vă știți ce? Noi luăm o corabie de aia de salvare și o tăiem de aici. Când Pavel i-a zis, băi, toți o să trăiți. Erau aceeași corăbiere aia ce n-au auziseră că vine furtuna. Bun? Pavel se duce din nou la sutaș. La ăla care i-a ascultat pe corăbier mai mult primată. Pavel se duce din nou la sutaș și spune, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Voi. Toți. Dacă ăștia nu rămân, dacă ăștia pleacă, se activează altceva. Toți o să muriți, o să rămân doar eu. Atunci ostașii au tăiat funile luntre și au lăsat-o să cadă jos. Au tăiat corabia de salvare, i-au tăiat funile. Ați văzut, nu? Că la corabie este o corabie de salvare care este legată cu niște funi. Au tăiat funile, s-au dus corabia, s-au prăpădit și au rămas toți înăuntru. Înainte de ziua, Pavel s-a rugat pe toți să mănânce și a zis, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, că lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste cuvinte, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frunt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și a luat și ei și au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete.
Va trebui să respecte niște instrucțiuni. Și vreau să știți că într-un spirit de supunere întotdeauna este favor și binecuvântare. Și vreau să știți că planul lui Dumnezeu a fost cândva să salveze pe mulți, dar n-au urmat niște instrucțiuni. Și au murit. Știți când? Geneza 19. Din pricina lui Avram, Dumnezeu vrea să-l salveze pe Lot. Și îngerii lui Dumnezeu, 19:12, îngerii lui Dumnezeu merg în Sodoma și Gomora. Merg să-l ia pe Lot, ca să-l scape. Și ascultați ce spun îngerii, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului și al generozității. Spune, bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate scoate din locul acesta. Asta ce au vorbit îngerii. Inima lor era și ginerii, și fiicele, și toată lumea să plece din cetate. Să-i scape, să-i salveze pe toți. Când se duce lor la ginerii lui și zice, băi băieți, vine necazul. Îngerii au zis, hai bă, lasă, ginerii, pardon. Zice, Lot a ieșit, versetul 14, Lot a ieșit, a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui, sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea, dar ginerii lui credeau că glumește. Și apoi îngerii dau niște instrucțiuni. Ginerii mor și rămâne nevasta și fetele lui Lot. Și îngerii dau instrucțiuni. Îngerii dau instrucțiuni. Din nou, dau instrucțiuni. Spun versetul 16, după ce a scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pierzi, să nu te uiți înapoi. Și știți mai departe, că nevasta lui Lot se uită înapoi și când îngerii dau instrucțiuni, e bine să asculți, ca să nu vine pedeapsă peste tine. Știți că îngerii au mai pedepsit și pe alții. Unul a rămas mut până s-a născut fiul său și au mai fost și alții. A vă zic, în același timp, când noi avem o inimă a generozității, Dumnezeu se extinde lucrurile astea și pentru alții. Și cu, tot am zis că cu asta vreau să închei, dar cu asta chiar vreau să închei. Cu imaginea asta. Pentru că e o imagine super tare. Nu știu dacă ați văzut-o în Noul Testament în Scripturi, dar e ceva super tare și poate ne-ar ajuta și pe noi să ne luminăm azi. Amin? Să ne luminăm. Un înger se arată lui Corneliu. Și spune, Corneliu, te-am văzut temător de Dumnezeu și Dumnezeu vrea să facă ceva în casa ta. Dumnezeu te-a ales dintre neamuri. Din pricina credincioșiei tale. Du-te la Iope, pentru că Petru stă acolo și cheamă-l pe Petru în casa ta, să-ți vestească ce am de spus. Ok? Asta ce spune Domnul lui Corneliu. Știți că Corneliu face mai mult decât să-l trimite slujitorii lui la Iope? Știți că mai face un lucru? Ce face el? A? Și-a chemat toate neamurile, toate rudele. Gândiți-vă, omul zic, când a auzit Dumnezeul celor vrea să-mi spună ceva, s-a dus și o trimis pe toți. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Spune că s-a dus și-a chemat toate rudele. Nu, Domnul nu i-a zis așa ceva. Domnul i-a zis, doar du-te și trimite după Apostolul Petru că eu am ceva să comunic cu tine. Și când îi trimite pe acolo, își cheamă toate neamurile, pe toți. Îmi imaginez când a ajuns Petru, care i s-a zis, Corneliu, o trimis după tine, s-a uitat, bă, care-i Corneliu? Că și ăștia și... Oh, a, tu ești Corneliu între toți. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune că Duhul Sfânt a coborât nu doar peste Corneliu, ci peste toți cei ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu în acea zi. Toți au fost mântuiți. Este o extindere a Harului lui Dumnezeu atunci când tu umbli aproape de Dumnezeu. Dragilor, ceea ce Dumnezeu ne cheamă, unu, să începem să fim mult, mult mai sensibili noi la prezența spirituală.
noi să fim mult mai sensibili, mult mai deschiși. Să înțelegem că există o sensibilitate a îngerilor. Vreau să știți și pot să vă arăt în Scripturi. N-am ajuns pentru că săptămâna asta am citit vreo 300 de pagini despre îngeri. Și cred că aș putea încă să continui. Vreau să știți că îngerii sunt foarte sensibili la cuvinte și la atitudini. Foarte sensibili la cuvinte și la atitudini. Și acolo unde îngerii descoperă o inimă curată, temătoare de Dumnezeu, acolo ei intervin în mod supranatural și încep să facă lucrări supranaturale. Și vreau să știți că Dumnezeu vrea ca toți să experimentăm lucruri de genul ăsta. Astea sunt pentru toți. Eu mă ancorez cu toată inima mea și cred, și asta știu că pentru mulți dintre voi vă este mai greu să înțelegeți ce vorbesc eu, pentru că eu am avut parte de o experiență fizică cu Dumnezeu în ziua aia. Și v-am spus lucrul ăsta. Dumnezeu pe mine m-a atins fizic în trupul meu. Și știu când Dumnezeu mă atinge fizic în ființa mea, în trupul meu. Și de asta pentru mine poate lucrurile astea sunt mai sensibile și mai adânci. Dar vreau să știți că lucrurile astea pot să fie și genul ăsta de experiențe poate să fie pentru toți care suntem aici. Dumnezeu vrea să ne ducă într-o dimensiune spirituală, de asta vă chem ca și biserică să fim mult, mult mai sensibili la lucrurile spirituale. O să continuăm săptămâna viitoare să vorbim despre lumea spirituală, habar nu am ce urmează, sau poate urmează partea a doua cu îngerii, partea a cincea, habar n-am, nu știu. Dar o să continuăm să vorbim despre lumea spirituală și sunt clar convins că Dumnezeu vrea să ne sensibilizeze pe fiecare dintre noi legat de lumea spirituală, pentru că vrea să intrăm într-o altă dimensiune, ca și biserică. Și nădăjduiesc din toată inima mea că o să luăm aminte. Că o să luăm aminte. Eu vreau să trăim în voia perfectă a lui Dumnezeu. Și în voia perfectă a lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să mântuie acest oraș. Vrea ca mulți oameni să vină la El. Vrea să ne păzească pe noi și casele noastre de calamități, de lucruri care nu sunt ok. Dar pentru lucrurile astea e nevoie să umblăm într-un spirit al smereniei, într-un duh al supunerii, ca planurile Lui să se împlinească prin noi. Și chiar dacă vom trece prin valea umbrei morții, El este cu noi, prin îngerii Lui. Îngerii Lui vin să ne întărească, vin să ne slujească, vin să ne împuternicească. Îngerii Lui o să ne învețe ce e nevoie să fim învățați. Cum să dobândim clădiri, habar n-am. Și sunt convins că îngerii știu ce trebuie făcut. Și poate așa, lucrurile astea care nu se întâmplă când vrem noi să se întâmple, nu se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea să lucreze mai special, mai șmecher. El poate. Ce mă interesează pe mine e să fim noi acolo unde trebuie să fim. Și apoi o să vedem pe Dumnezeu într-un mod și într-un chip minunat lucrând. Dar vă zic, asta e o chemare din partea lui Dumnezeu. E o chemare din partea lui Dumnezeu să fim mult mai sensibili la lucrurile spirituale. Fii mai sensibil la lucrurile spirituale. Mi-ar place ca Biserica Lumina să dea un alt răspuns atunci când e chemată să facă anumite lucruri. Mi-ar place ca Biserica Lumina să înțeleagă că ce facem aici este un plan al lui Dumnezeu. Deci ce mă rog eu și nădăjduiesc că începe să fiți eliberați în mințile voastre e că ne-am întâlnit să avem o biserică și noi, nu? Nu, nu, nu. Lumina nu este despre o biserică în oraș. Lumina este despre împlinirea unor planuri dumnezeiești. Unor planuri dumnezeiești cu oamenii săi. Ok? Vreau să trecem de dimensiunea asta că suntem și noi o biserică în care ne închinăm, cântăm și predicăm. Nu. Dumnezeu vrea să intrăm într-o dimensiune spirituală în care lucrăm împreună cu El, ca oamenii să fie mântuiți, ca oamenii să fie liberați, ca oamenii să fie salvați, ca harul Dumnezeu să se extindă peste familii, peste oameni, peste oraș, peste națiunea asta. El poate să o facă, a făcut-o în Scripturi. Dumnezeu și-a extins harul peste orașe. Când oamenii au trăit cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a extins harul peste națiune. Când oamenii Dumnezeu au umblat împreună cu Dumnezeu și eu nădăjduiesc că Dumnezeu ridică de aici oameni. Oameni care umblă cu El, care încep să experimenteze lucruri supranaturale. De aia, vă spun, de aia am vorbit despre lucrurile astea. Eu știu că să vorbim despre îngeri nu e simplu. Știu că pe unii v-am pierdut de mult. Credeți-mă, văd și altfel. Văd în două feluri. Știu că pe unii v-am pierdut, dar e ok. Pentru că știu că ce am vorbit azi, unii n-au ajuns acolo să înțeleagă. Dar sunteți unii dintre voi care ați auzit în Duhul vostru ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Și e necesar să ne ancorăm în treaba asta, în planurile și în scopurile lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului.
Haideți să stăm înainte Domnului. Noi toți avem nevoie ca Domnul să ne educe în chemarea Lui pentru viețile noastre. Noi toți avem nevoie de direcție și călăuzire de la Domnul, prin îngerii Săi. Noi toți avem nevoie nu să umblăm bâșbuind, nu să umblăm bâșbuind, ci să umblăm încredințați fiind că suntem acolo unde trebuie. Noi toți avem nevoie de descoperirea Lui Dumnezeu, că ceea ce facem azi este ceea ce El vrea ca noi să facem. Noi toți avem nevoie de confirmări din partea Lui Dumnezeu. Și Îngerul Lui Dumnezeu, să știți că vine să confirme lucrările Lui Dumnezeu. Că ceea ce noi am făcut este un lucru care este bun înaintea Lui Dumnezeu. Eu vreau să spun lucrul ăsta, scumpilor, chiar dacă poate unii dintre noi suntem în locuri adânci, departe de Dumnezeu. Vreau să știți că Dumnezeu ia aminte la fiecare lucru mărunt pe care noi îl facem pentru El, pentru împărăția Lui. Și ăla e un motiv pentru care îngerii Lui acționează față de noi. Chiar dacă poate nu ești în cel mai bun loc a vieții tale, Dumnezeu își aduce aminte de credincioșia ta. Eu vreau să vă spun clar ce spun acum, spun pentru cineva care e aici în acest loc. Chiar dacă poate nu ești în cele mai bune locuri din punct de vedere spiritual din viața ta, Domnul își aduce aminte de credincioșia ta de altă dată înaintea Lui și lucrează potrivit cu mila și îndurarea Lui și trimite chiar îngerii Lui ca să te scoată la loc larg. Să te scoată la loc larg. Ca tu să umbli în chemarea și în planul Lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Și chiar dacă vom trece prin voi adunci, și chiar dacă vom fi prin ape învolburate, Domnul ne-a promis că îngerii Lui ne vor păzi și ne vor scoate la loc larg, că ei tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Tu alegi să cultivi o inimă integră, alege să cultivi o inimă plină de smerenie, alege să cultivi un spirit blând și smerit, alege să trăiești în nevinovăție, alege să onorezi, alege să te supui, alege să cultivi supunerea și smerenia din pricina îngerilor. Pentru că întotdeauna în acest duh al smereniei și al supunerii, îngerii vor lucra. Și Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru Biserica Lumina. Vreau să-ți mulțumesc pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru acest popor. Vreau să-ți mulțumesc că Tu vrei să ne învrednicești pentru lucruri mai mari, pentru lucruri ascunse, pentru taine, pentru lucruri spirituale mărețe. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că Tu vrei ca activitatea îngerilor să crească în contextul acestei biserici. Vreau să-ți mulțumesc că Tu vrei să ne faci sensibili la lucrarea îngerilor, că Tu vrei să ne vezi cum să conlucrăm în împărăția Ta, pentru împărăția Ta. Mulțumim că Tu vrei să ne duci în voia Ta perfectă. Mulțumim că vrei să ne dai favor. Mulțumesc pentru cuvântul Tău care este putere și viață, Doamne. Mulțumesc pentru învățăturile Tale care sunt o candelă pentru cărările noastre. Și mulțumesc pentru îngerii Tăi care sunt activi să ne păzească chiar și în cele mai de jos locuri. Sunt activi să ne protejeze. Sunt activi să ne poarte de grijă. Sunt activi să ne dea direcție. Sunt activi să ne dea favor. Mulțumesc pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc pentru ce vei face Tu cu această biserică. Te laudă sufletul meu azi pentru căile și planurile Tale. Doamne, Te binecuvântăm pe Tine.
Putem câteva clipe dintre noi, fiecare dintre noi, putem câteva clipe să lăudăm pe Domnul. Să lăudăm pe Domnul. Acolo în locul în care ești, laudă pe Domnul și numele Lui Iisus. Laudă pe Domnul. Să știți că îngerii Lui Dumnezeu sunt prezenți acolo unde este laudă. Unde este adorare. Nu de pe buze, ci din inimă. Ei sunt prezenți acolo unde poporul Dumnezeu se închină înainte Lui, pentru că am fost creați să ne închinăm. Tot ce are suflare, să dea glorie Lui Dumnezeu. Laudă, cinste, onoare, Dumnezeului celui viu. Laudă, cinste și onoare. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Dumnezeul nostru. În mijlocul adunării Tale. Vom vesti puterile Tale minunate în această adunare, Doamne. Vom mărturisi minunile Tale extraordinare. Vom mărturisi activitățile îngerilor în acest loc. În rândul copiilor Tăi. Te vom lăuda și vom înălța numele Tău pentru biruințele care ne le vei da, Doamne. Pentru oamenii care vor veni la Tine. Pentru harul Tău și gloria Ta pe care Tu o vei revărsa. Te vom lăuda cu harfa și cu alăuta. Vom chiui de veselie înaintea Ta, Doamne. Vom face să răsune laude în cinstea numele Tău în acest loc. Ne vom închina și vom mărturisi că bunătatea Ta cu adevărat este atât de mare, că îndurările Tale sunt atât de vizibile, că harul Tău este nemăsurat, că Tu ești un Dumnezeu bun care îți înnoiești bunătatea și îndurarea față de noi. Până la al milea neam, că Tu ești Dumnezeu bun cu copiii Tăi, cu poporul Tău. Te vom lăuda, Doamne, pentru locurile din care ne vei scoate, pentru lucrurile pe care Tu le vei face, pentru minunile care le vom vedea cu ochii noștri, pentru activitățile Tale dumnezeiești, Doamne, vom face să răsune laude în acest loc și nu vom tăcea înaintea Ta, ci ne vom bucura pentru că Tu ești Dumnezeul lui Israel și ești Dumnezeul nostru. Ne vom bucura pentru fiecare suflet mântuit, pentru fiecare om care va veni la Tine, pentru fiecare om care se teme de Tine, pentru fiecare om care se supune înaintea Ta, pentru fiecare om care va umbla aproape de Tine, Doamne. Te vom lăuda pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri, pentru familii, pentru seniori care vor veni la Tine, Doamne, care se vor închina înaintea Ta cu podoabe sfinte, care vor intra în chemarea și în planurile Tale, Doamne. Te vom înălța, Dumnezeul cerurilor. Te vom înălța. Te vom înălța și vom spune cât de bun și cât de măreț ești Tu.